Bine ați venit la micul meu dejun. Mă slini cu fixul. Bună dimineața, bine ați venit la treia zi de vlog. De dimineață am făcut baie la copilași, că era groaznic cu mucișorilor, cu transpiratul și le-au mai trecut un pic răceala și am zis că pot să le fac baie. Le-am făcut baie cu acea sare, pus și apa un pic mai caldă, și pus să le curg nasul în continuu, l-am șters. Dar sunt sigură că o să-i ajute. Eu nu am reușit încă să fac o baie și oricum nu am voie să fac baie cu apă fierbinte. Poate mă simt mai bine de seară. De dimineață până acum, e ora 11, am vomat în continuu și apa, am mâncat acele stixuri pe care le-am arătat și acele măslini, dar n-am putut să le țin în stomac, nici piele, nu știu. O să mă duc la farmacie astăzi să văd dacă ei îmi dau ceva pentru greață. Ciodată aici în Anglia nu au vrut să-mi dea nimica pentru greață, deși eu le-am zis că nu pot să țin nimica jos. Dar dacă văd că nu vor să-mi dea nimic la farmacie și eu chiar nu pot să mă hidratez pentru că vomit și apa, o să mă duc la urgenții să-mi pună ceva perfuzii, nu știu, altă variantă, nu știu, chiar nu știu, dar eu sper să nu să ajung acolo. E astăzi o zi mai rea și poate mâine să fie mai bine. Ieri, tot așa, mi-a fost rău de dimineață până la ora 4 și de la 4 la 6 am avut acea pauză în care m-am simțit bine și am mâncat și acei covrici pe care nu i-am vomat. Să sperăm că astăzi o să fie la fel. Și seara mai a foarte rău. Sper pentru acea mică pauză ca să pot să mănânc. Să trebuie să facem cumpărăturile pentru toată săptămâna. O să îmi fac listul cu ce aș vrea să gătesc. Trebuie să-mi iau cadou pentru nepoțica mea Sofia, pentru că mâine mergem la ziua ei. Și trebuie să mai iau ce mai rapid list. Ce v-am să ne fac astăzi? Organizare, dacă pot și mă ridic din pat. Nu vreau să fie vlogurile cu mine stând doar în pat și povestindu-vă cât mi-e de rău. Vreau să fiu și productivă și o să încerc să fiu productivă. I'm filming, Nathan. I'm YouTube. Nathan, asta mai de 3 ori de dimineață, s-a uitat de prima de ori. El s-a vrut să merg la doctor astăzi, dacă mai făcea febră, dar nu a mai făcut febră. A început și ei să curgă năsucul cu mucișor și cu sânge, cum eu am început și l-am dat și Nathan. Mucișor parcă e mai bine de când i-am făcut bari. Sper să nu mă înșel, o să verific imediat să văd dacă am mai făcut. Și cam atât, da. Mami, stai să scot! Mami, stai să scot! It's okay, Nathan, I'll close it, yes. Nathan s-a odat, l-am trimis să-și aduc haine. It's okay, mami, we'll take care of the gate. Go! Yes, Dad is upstairs. Eu încă nu m-am schimbat. O să merg să mă schimb și eu acuș. Mi-a venit rău la stomac chiar acum, de asta nu vreau să mă mișc. Bau, bau, bau! Giraffe, say giraffe. Giraffe.
Yes, giraffe. Are you eating me? Yeah. Yeah. Să văd că e mai bine, mai ales după baia cu sare. Mi se pare că e mai bine, nici ochișorul nu iau mai curs. Mi-am dat o comandă la Starbucks de ceva de băut. Tot așa beiam eu în sarcină, dar mi și poftă. Ceea ce interesant e că mi și poftă. Și poate n-o să vomit. E ceva cu viață, oricum. Stați așa. Am luat ceva pentru mine și ceva pentru copilaș. Mi-am luat un green matcha latte, nu știu exact, nu mi-am aminti. Și pentru copilaș am luat, opa, am luat un... am luat un ceai de piersici cu gheață. Să aibă și ceva să bea. Dragilor, m-am schimbat. M-am și machiat un pic. Să arăt mai ok, că astăzi trebuie să ies din casă. Nu prea va termina bine să mă văd așa de galbenă. Această rochiță, după cum vedeți, deja mi se vede burtica. E tare interesant, mi se vede atât de repede. Stomacul gol, nu ca și cum aș avea burta plină. Sau, da, da. Aduc aminte și la Nathan și la el ți s-o văzut destul de repede. Mi-a luat rochița asta de pe mini. Nu mai știu din nou, am de pe ASOS, cred că dacă o mai găsesc, am să vă las în descrierii. Mi-am luat-o anul trecut, vara trecută, dar nu știu dacă am purtat-o sau nu, nu mi-aduc aminti. Și pieptănat un pic și sunt gata. El se acum adormi, ne uităm cum l-a dat să joacă. Când el și o să se trezească, aș vrea să merg până la farmacie. Mă scuzați. Aș vrea să merg până la farmacie aici în Sainsbury să văd dacă vor să-mi dea ceva pentru vomatul ăsta. O și un pic din acest... îi latte, iced matcha green tea latte. Și e cu lapte de ovăz, e rece, nu e dulce, nu are nimica. Are un gust amărui cu lapte combinat, ceva de genul, dar îmi place la gust și n-am vomat. Ce chestii ciudate, normal nu suport deloc matcha, dar în sarcin tot timpul mi-a fost poftă de el. Da, dragilor. Mergem și la cumpărături astăzi, încă nu am reușit să fac lista. Dacă el se acum mai doarme, poate mă apuc, deși aș vrea să mă pun și eu să dorm un pic. Uitați ce fain bate soarele aici pe canapia. Acolo doarme el și... Nu știu, nu pot vorbesc. Nathan cu mila de a se uită la desenii. Am mutat și canapeaua în sfârșit. Dar ce bine aici la soare, așa de cald. S-a trezit el și poftim el și... Milada, just 10 minutes, yeah, of blue, and then we close it. I-am zis că doar 10 minute să mă uit la desen și apoi închide pe sa mea frumoasă. Toți copilașii mei au slăbit de când ne-am îmbolnăvit. Și David a slăbit o grămadă, nu a putut să mânci nimic de 3 zile. Frumoasă mea. Who is this handsome boy? Asta e un rușinos, Nathan. I want to love you. Cum te simți, Elsie? You ok? No. Bye-bye. A ajuns și pizza. Le-am dat comandă pentru că nu mai am nici în frigider ce să gătesc. Și lor le era foame. Eu nu pot să mănânc deloc pizza în primul trimestru. Am avut un episod odată cu pizza și de atunci nu o suport. După ce îmi trec grețul, pot acum și nu vreau să mă gândesc gust. Le-am luat aici garlic pizza. E un fel de pizza cu usturoi. Vai, dar nici mirosul nu-l suport. Și aici pizza cu brânză și sos de roșii. Ok, I'm a lion. You are a big lion.
How does tiger makes? What noise is? A spider. The tiger. The tiger. What noise is? Tiger say. Roar! They say. Roar. General Constantin Prezan. Și call that in Romanian? In Romanian, yes. That one, Nathan, yes, I just told you. That one, Milado, is General Alexandru Averescu. Mm. This one? This is Regina Maria, Queen Maria. Queen Maria? Yeah, and that one is Regele Ferdinand I. These are flowers. Flowers, yes. Tanti Lili. Tanti Lili. Tanti Lili. Doamna cu maramă. And this one? Sihastru. Sihastru? Mhm. Asta e un album cu mai multe flowers. Picturi de-a mamei mele, dar și alți picturi. Flash m-a pus să citesc din asta. Opa. Floarea soarelui, sunflower. De când m-am mai ieșit afară, nici nu am văzut că avem flori în grădină, pe pădii. Trebuie să tundim iarba, dar când o să-și revină David. Dar ce vânt din afară. Am ieșit un pic cu plaș în grădină, să stăm așa 10-15 minute. His underwear's boba. What, Elsie? Lie down. Why do I lie down? Lie down. Pipei. Cum zis Nathan, lie down? Să pun capul pe el ca să-i citească, Doamne, ce copii. El se vrea să ne jucăm cu stickerile, dar eu vreau să stăm un pic cu fragilii. El zice, mami, wants to clean now. I'll give you one sticker. Which one? This one? Away. Yeah. From the fog. Yes. Fog. You can put it there, El zice, na. La așa au dormit, trebuia să mergem la magazin, dar aștept să se trezească. Între timp mi-a ajuns. It's ok, Elsie. Între timp mi-a ajuns o comandă de pe Amazon. Comandă de o cremă. It's ok, Elsie. Elsie vrea să mă plimb cu ea în brațe, dar nu mai pot. Mi-am dat comandă de o cremă pentru piept. E făcut flexii pe piept. Mi-a recomandat-o cineva de pe Messenger, o mămică. Și am dat comandă și a ajuns asta. Așa arată, e de la Matisse All Natural Baby Chest Rub. Aveam una pentru copilașii mai mari, dar nu era bună pentru el, se făceai după 3 ani. Și numai bine pot să o dau pe el acum. E cu eucalipt, cum am ridicat chestiunul ăsta. E cu eucalipt, lavandă și mușețel. Asta să... Of. Elsie, wait a second. Let's see, wow, what is this? Ea știe că e medicament pentru ea și nu vrea. Wow, look how nice it's there. The monkey. Așa arată. Doamne, nu suport mirosul. E de, cel de lavandă. În sarcini niciodată nu l-am suportat. Dar o să mă țin din asta, dau un pic cu cremă pe piept.
Încercăm să convingem pe el și să țin rochița pe ea. 10 minute. Simt că îmi pierd răbdarea el. Come on. Let's go. We're gonna buy milk in the shop. You come with mommy in the shop? Yeah? Haide, hai să dea mama. Hai. Ia, lăs pe David, că nu mai pot. Hai, Elsie, hai. Come with daddy, come. Daddy will bring you to the car. Take your bundi. Acum nu vrea deaca. Come on, look, this jacket, let's give you. And we go in the chair, come on. Good girl, Elsie, good girl. Bravo, Elsie. Yes, bravo, Elsie. Haideți. Gata, în sfârșit de acasă. O să merg și la farmacie. Primul lucru pe care îl fac, merg la farmacie. Sper să mă ajute, că astăzi a fost o zi tare grea. De asta nici nu prea am făcut multe, nici nu prea am filmat. I didn't lock the door. Ce spuneam? Da. Sper să mă simt mai bine. O să vă povestesc când ajung acasă. Neți m-a făcut să plâng. Dar acum nu pot să stau cu telefonul în mașină când și se mișcă, când mai acum mai tare rău. Vă povestesc acasă. Tavi s-a dus caute un căruț cu două locuri ca să pot să ia pe copilaș. Toți vor să meargă cu mine. Înțeleg că-s plictisiți. Ia să veniți în față aici, cu mine. Hmm? Ce figurantă ești tu, Elsie, tu. Hei! Hei! Nu te! Dă cu piciorul în scaun și ăsta. No! Iaie, no! Îi spune Milada, nu. Ce tu te deranjează? Tare scomici. Și coșul e plin cu copii. Prima oprire, farmacie. Sper să mai fie deschis. Am uitat să verific dacă mai e deschis farmacia din Tesco. Vă povestesc imediat cu farmacia și cu Nathan. Vreau să vă arăt repede cumpărăturile cât mă mai pot ține pe picioare. Am luat astea pentru copilași. Nathan a vrut. Da, pentru tine, poftim, Nathan. Lapte. Milada a vrut afini. Am luat încă un orofen din ăsta să avem în casă, că nu mai aveam. Iaurturi au vrut tot așa copilașii. Am făcut cumpărăturile pe care trebuia pentru că mi-au venit rău. Portocalii din nou. Alea s-au terminat de ieri. Ne-a luat rezervii de covrigei. Stixurile le-am vomat. Covrigii nu i-am vomat. Și am zis să mai iau din ăștia, poate. Poate. Vreau asta tuburi pentru copilași. Și vesele umedii. Mi-am luat și kefir pentru că am primit în comentarii. Ajută. Și chiar sunt curioasă. O să beau să văd dacă mă ajută. Ce mai avem aici? Asta Milada le-a pus. Să vă arăt și ce cadou i-am luat pentru Sofia. Asta e un sec. Da, s-a deschis asta. Sper că e ok. Stați să închid în afară. Sorry, princess. Am lovit-o pe el. Mi-a zis să mă uit. E un set în care poți să-ți faci tu Bath Bomb Carry Case. Să-ți faci tu, cum se cheamă? Ori Bath Bomb, ori carcasă. Nu prea înțeleg, trebuie să mă uit mai bine. Da. Și am luat setul ăsta. Am văzut că are o pisicuță acolo. Și asta cu pisicuță. I-au vrut ceva cu pisicuță și nu am găsit nimic. Nici la haine, nici la bucării. Am zis, la că vrea și un... un set cu experimente sau cu slime și am găsit ăsta, mi s-a părut foarte fain.
Are și formii. Asta cred că e nisip. Din ăla kinetic sau nu mai știu. Încerc să citesc aici, dar nu pot. Da. E un sensory bin. Tot așa, e o cutie și are mai multe chestii. Mi s-a părut fain. Am luat Pampers pentru Nathan. Suc pentru David. Am găsit o pisicuță, dar așa, e din micuță. Asta e un animal de companie pentru buzunar. Așa scrie acolo. Era singura pisicuță pe care am găsit-o. Tot așa au zis că vrea și un breloc. Și am găsit ăsta. Ăsta a fost singurul breloc. Să... E o inimioară tare drăguță. Asta e cadoușcu aia de la Stitch. Am luat-o de pe listă. Vreau să găsești ceva hainic pisicuță, dar n-am. Și aici copilașii au vrut și ei niște suc din ăsta, de fructe, și le-am luat. Și atât. M-am pus pe canapea, am zis să vorbesc aici un pic cu voi. Am fost la farmacie și am spus că sunt 6 săptămâni însărcinată, că am morning sickness, că așa se numește aici, că mi-e rău și vomit și că de 3 zile nu am putut să țin nimic în stomac, acum vomit și apa, că e ceva ce pot ei să-mi dea. Am zis, nu trebuie neapărat să fie pastile, dacă au ceva, nu știu, natural sau cu ingrediente naturale, cum mă gândeam eu, că să aibă ce comenta. Și am apucat să termin propoziția, că mă întrerup și mi-a zis că nu putem să-ți dăm nimic. Încerca să termin propoziția, să-i spun dacă au ceva suplimente, nu neapărat medicament. Și m-a luat la întrebări, cât săptămâni ai? Am zis că 6. Păi am întrebat dacă m-am confruntat cu asta înainte, că o văzut că eram cu cei 3 copii. Așa am zis că da, și atunci m-a întrebat și ce luat atunci. Și am zis că atunci nu am luat nimic. A, așa mi-a zis. Și păi a zis că nu poate să-mi dea. A fost felul cum mi-a reacționat și cum m-a vorbit, așa de urât, de parcă am cerut, nu știu, nu vreau să folosesc cuvintele alea, parcă m-am dus și am cerut altceva. Și experiența mea cu doctorul înainte, doar de asta nici înainte n-au vrut să-mi dea nimic ca la Milada, când m-am dus la doctor, mi-a zis că trebuie să mă duc la moașă. Când am sunat la moașă, a zis că moașa nu poate să mă vadă decât de la 8 săptămâni. Când am ajuns la 8 săptămâni și mi-a văzut și ea cât de rău mi-era, i-am zis toate astea și a zis că nu, e în regulă, să beau încet apă, dacă țin așa și un pic de apă, e ok și nu mi-a dat nimica. 3 sarcini, eu nu am nicio speranță când vor da ceva, chiar dacă mergi la doctor, dar cred că luni o să merg. Acum am schimbat doctorul, adică nu mai e cel din Burton, să vedem, poate aici am noroc. Dacă nu, nu știu. Dacă continui așa, trebuie să merg la spital. Pentru că nu pot să țin nimic în stomac și deja mă simt foarte slăbită. Așa cum acum Nathan, să vă zic de ce m-a făcut să plâng mititelul, Doamne, așa de tare m-a emoționat, pur și simplu m-a luat plânsul. Vă m-am la baie și el a venit după mine sus, el era jos și nici măcar n-am auzit că a venit. Și a deschis ușa și mi-a dat o sticlă cu apă și a zis, look, mommy, water, you're gonna feel better. Deci nu mi-a venit să cred, el a venit de jos și mi-a adus o sticlă de apă și beau apă că o să mă simt mai bine. Eu tot timpul când lor li rău, li dau apă repede și le zic că o să se simtă mai bine. Aceeași propoziție mi-a spus-o și el. Identic și în același mod cum mi-o spun eu. Și m-a luat plânsul instant. Și apoi când am venit jos, stăteam canapea, au venit lângă mine și mă mângâia așa pe cap. În continuu, cum îi mângâi eu pe ei. A fost așa de emoționant. Pentru asta pot să merg mai departe, adică când am parte din momente din astea copilașii mei, zic că se merită și perioada asta grea și tot ce vine, parcursul vieții noastre legate de copilaș, să știți că toate se merită. Nu știu ce am filmat astăzi, nu știu ce o să fie acest vlog, sper să fie un vlog cât de cât ok pentru voi. Acum o să stau pe canapea, nu uităm cred că la ceva cu toții, poate eu pot să adorm un pic. Dacă stau în fund pe canapea, mi-e mai bine. Și ne vedem. Hai să pun copilaș la somn. Îi dau pe copii cu creme. Stați să vedeți cum râde Nathan. M-o las pe mine râsul. Hi Nathan, come here close to me. Hey, mommy, put your cream, Nene boy. Come here too.
Your turn, Elsie. Come on. Put you some cream. It's to you as well. Yes, yeah. Oh, good job. What? So this. Ne punem la somn. Și o să închid acest vlog aici pentru că nu mai pot filmez nimic, vreau doar să mă pun în pat și să adormim. V-am pupat, dragilor.